Salutare și bine ați venit pe Titan Gaming. Cu acest video voi începe o nouă serie de Farming Simulator 19, în care voi juca pe o mapă relativ mică, această mapă. Aici este locația fermei noastre și deținem terenul 3 și terenul 7 și cred că terenul 3 este gata să fie recoltat, ceea ce vom face și mai târziu. Ca și utilaje, avem acest tractor de la Fiat, de 175 de cai putere, combina Class Tucano, această camionetă ca să ne plimbăm pe hartă, o remorcă pentru început, un cultivator cu lățime de 5 metri, o semănătoare tot cu o lățime de 6 metri, pentru care este necesar un tractor de 180 de cai putere. Așa. Mai avem acest Fendt de 195 de cai putere și Fordul de 125. Deci, așa cum am zis, vom merge spre terenul 7 pentru a-l recolta cultura de pe el. Deci, vom lua clasul. Un dezavantaj al acestei cărți e faptul că drumurile sunt relativ înguste și trebuie câte un trailer pentru a transporta header-ul de la combină. Să se deschide poarta, ok. Așa. Vedeți? Drumul este destul de îngust. Și dacă aș avea atașat header-ul la combină, aș intra probabil în toți pomii de pe aici. Ăsta este terenul 7, care este în cultura încă crește. Dar terenul ăsta este terenul 3, este gata pentru a fi recoltat. Lăsăm header-ul aici. Conectăm combina. Și trecem la recoltat. Unfold la combină. Și vedem pice. Voi opri Îmi place foarte mult cum se manevrează acest clas. Este clasul Tucano din update-ul clas. Acest teren este destul de mic, dar pentru început este ok. Sper să obținem măcar jumătate de bunker. Vom pune combina pe lucrătorul automat și ne vom teleporta în fermă pentru a lua acest Fiat care îl conectăm la remorcă. Pe viitor vom mai cumpăra
alte utilaje și de asemenea vom vedea și ce fabrici vom putea achiziționa pentru a ne dezvolta cât mai mult. Mai trebuie să achiziționez și un fertilizator, un spreader pentru lime, dar o să mai am nevoie de ceva bani. Văd că lucrătorul automat își face treaba destul de bine. Mai aici a lăsat ceva. Din cauza că sunt mulți copaci, este destul de dificil să întoarcă, de aceea voi lua eu combina, calcă totul pe aici, dar voi lua eu, și din nou, se vede. Frumos. De-abia avem 9% din container. Dacă voi vedea feedback din partea voastră, voi continua cu această. Poate vom face și o serie cu Forestry sau alte mape, vom vedea asta. Probabil pe acest teren voi planta soia, cel mai probabil. Încă nu am studiat mapa foarte, foarte bine pentru a vedea toate oportunitățile. Dar am văzut că mai sunt ceva mini fabrici, ceva. De exemplu, mai putem pune ceapă, morcovi, o fabrică de zahăr aparent, una de pâine, ceva iaurt. Cred că asta e de făină. Vom vedea pe viitor ce oportunități ne oferă această mapă. Dar până atunci, pentru început avem de recoltat acest teren. Probabil voi mai introduce și moduri noi. Vedea de asta, în episoadele următoare. Dacă vă place, dați like, subscribe. Am mers așa deoarece sper să pot conecta cuptorul automat. Merge ok, de cu plasul prin copaci pe aici. Da? Vedem acum dacă o să se descurce, pentru că eu vreau să mă teleportez în fermă și să aduc semănătoarea pentru a semăna soia aici. Dăm fiatul cu remorca la o parte.
Apoi la Fendo, care are aceste roți super wild, care mie personal îmi plac așa. Face refill-ul la semințe. Aici pe soia și mergem direct la terenul numărul 3, cât lucrătorul automat recoltează, noi din spate vom planta. Așa cum ziceam, drumurile sunt destul de înguste și pentru utilajele mai late sunt oarecum o problemă. Aparent, lucrătorul automat își face treaba acum și noi vom începe să plantăm soia. Și fendul se descurcă cu destul de bine cu această semănătoare. Îmi place cum arată cu roțile astea așa super late, care îi conferă și o tracțiune sporită pe terenul agricol. Așa. Vom merge și pe partea asta. Intru în cultură. Cred că are lățimea cât lățimea head-ului. Da, aparent lucrătorul automat a făcut ce a vrut el pe partea asta. E destul de dificil cu lucrătorul automat pe terenurile astea care sunt pline de copaci, pentru că terenul nu este chiar drept. Voi lăsa puțin pendul aici. Voi lua eu combina pentru lucrător automat. S-a terminat task-ul, dar nu e chiar așa. Unele locuri care nu sunt recoltate. După cum ziceam, cam recolta este la ceea ce mă așteptam, cam jumătate de bunker. Bine, mai trebuie cam 9%, dar este destul de ok. Mă gândesc să unesc terenurile astea două și să fac unul, dar nu știu asta, voi vedea mai încolo. Pe viitor voi achiziționa și un teren mai mare, cel mai mare de pe hartă. Vedem cum va sta și cu economia.
Cred că într-o tură pe pat. E gata. Să se cadreze într-o singură tură header-ul, dar ar fi. Dar e ok acum. 46, aproape 50%. Am estimat. Rană și după aceea voi depozita direct în direct la fermă, în bunker. Nu e cea mai grozavă recoltă, dar e ok. Ma, prima recoltare. După cum ies de aici până aproape. Sper că vă place seria asta și aștept un feedback de la voi, pozitiv sau negativ. Oricum un feedback constructiv. Remorca este aproape goală. Nu vom face bani din cultura asta. Poate că tractorul ăsta trage cam destul de greu. Dar de mai mult greutatea remorcii. Decât ce are cam atâta pentru acest episod. Aștept și data viitoare și aștept și de la voi un feedback.